Un pompier de la Isuvaslui este cercetat de parchetul militar după ce a bătut crunt un adolescent. Bărbatul și-a ieșit din minți după ce băiatul a dărâmat o sticlă de apă a fiului său și, în loc să-și ceară scuze, l-ar fi înjurat. Un martor îngrozit de sălbăticia cu care pompierul îl lovea pe adolescent a sunat la 112. Colega mea, Daria Diaconiu, are detalii despre acest caz. Daria, în ce stare este victima și ce riscă pompierul? Bun găsit, incidentul a avut loc la începutul acestei luni. Totul a debutat în garajul proprietate personală al pompierului, acolo unde câțiva copii ar fi aruncat într-o sticlă cu apă a copilului acestuia. Bărbatul s-a înfuriat pe cei mici, i-a rugat să nu-l mai necăjească pe fiul său. Ei, de partea cealaltă, au adresat câteva înjurături. Adultul s-a enervat și mai tare, a alergat după ei și a reușit chiar să-l prindă pe un minor în vârstă de 15 ani, să-l tragă de hanorac și practic să-l introducă în garaj. În garaj l-au găsit și pompierii, polițiștii și jandarmii care au ajuns la fața locului, iar acum purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție din Vaslui confirmă faptul că vorbim de un dosar care a ajuns la Tribunalul Militar din Iași și vorbim de o victimă, un minor de 15 ani și un agresor, un bărbat de 41 de ani, ambii din Vaslui, iar pe nume bărbatului acum este un dosar penal pentru lovire și alte violențe, iar băiatul are nevoie în continuare de consiliere psihologică pentru ceea ce i s-a întâmplat.